Ну, милый, чувак, ты прилетишь для разбоя, звучит. У меня в штику была разбоя, солдат в обсе, скажешь, с убой, у негру. Но моих лет не делал такой кулай. Ты ведь, когда ура, акма? Кыти. Ура! Три ноптя. Ну, я сказала, примем во время влогер ноптя. Ура, три ди ноптя, патри ди ноптя. Ба, музыка в бара колуще, бгаза, ба. Я что, дичи? Дичи. А сейчас не меня интересует влогер для нас. Да. Toți oamenii normali, adică ziua, lucrează, fac ce fac ei și ziua știu ce se întâmplă, dar noaptea nu știu. Deci noi filmăm ce se întâmplă noaptea, ca să fie mai interesant. Mămica s-a scoat la ora 3 din noapte, adică eu, și n-am ce face, mă machiez. Da? Hai să dormim. Eu înțeleg că eu m-am scoat când, bă, n-am să mă machiez, dar tu ești sculat, Sergiu. Eu? Mă scoas să filmez cum te ultimă chiezi noaptea la 3. Ok, deschide secretul, hai. Hai, nu ne ducem. Să facem cumpărături la Ucraina, ceea ce nu am putut cumpăra din România, acum ne ducem să cumpărăm din Ucraina. Ce anume, cuverturi de pat, pot să știu că sunt multe lise frumoase și multe culori, frumoase așa, că acolo de acolo și... Plus la asta să avem jocuri, jucării pentru copii, pentru că pentru videoclipuri, pentru... Dar rămân, ele acum dorm, rămân cu fratele meu. Pentru că astăzi trebuie să meargă Jasmina la școală, iar Melissa la grădiniță. Da, da, și astăzi ducă ea la școală în grădiniță. Dacă nu reușim noi până timpul cel cât el vine acum să trebuie să vină acasă, îl luăm înapoi acasă, atunci o să-l ia bunica. Mica mea, da? La grădiniță, la școală. Dacă poate reușim și noi să-l luăm, da? Da, depinde cum ne întoarcem. Suntem la benzinărie, ne alimentăm automobilul. Ui, nu filmezi, dar nu. Mergem să ne luăm câte o cafea, câte un cappuccino, că suntem încă somnoroși și Sergiu lui Sergiu să nu fie somn pe drum, să nu dormă la volan. Sergiu ce a luat o cafea espresso, da? Da. Și eu... Și eu un cappuccino. Punem telefonul și îl ține foarte bine. Da, eu am comandat o chestie de asta pentru telefon. De pe un site. Și gata, suntem gata să mergem la drum. Avem de mers aproximativ 2 ore până la vamă. Așa să mă duc mai bine și apoi o oră după vamă și sperăm foarte mult că la vamă nu o să ne reținem prea mult. Așa. Deci, drum bun pentru noi. Sperăm să luăm ceva bun de acolo. Și eu din calitativ. Suntem iarăși în doi. Ia priviți ce fular stilat am eu. Îți aduce atmosfera de vară. Atât bine verde, proaspăt, suculent. E pernuță super, super tare. Așa îmi place, da? E foarte colorată și e foarte faină. Și îmi place că mărimea vine și pentru mine, și pentru Sergiu, și pentru copii. Așa că îmi pare rău că am luat doar una. Da, să mai luăm încă. Acum, măcar încă una, măcar să fie pentru fete. O să dorm. Atare, scrieți în comentarii. Voi, știți sau voi, cum credeți, pentru ce este nevoie de această pernă sau cuie? Ea să merg pentru călătorie. Dar la ce ajută ea?
scrieți în comentarii, nu știu, părerea mea că acoace poate se umple golul ăsta. Se le spune că capă când dorm, să nu fugă, să nu cadă de pe umeri. Să sprijine ca un fel, da? Adică pentru ce catare e dedicat ea, la ce ajută ea? Adică cum să o folosești corect? Scrieți în comentarii, eu simplu nu prea tare înțeleg. Dar că e comod și e frumos. Principalul că e frumos. Principalul că e frumos? Bărbatul, principalul că e comod. Așa femeia încalță, încălțămii de așa cu niște tocuri mari. Principalul să fie frumoasă, da? Da. Mai înaltă, picioarele mai lungi, nu știu care, care și pentru ce e scopul în încalță. Dar nu totdeauna e comod. Da. Dar femeile cel mai des rabdă săracele. Da. Cele mai cam mult cazuri ce? Cele mai des ori nu este. Da, Sergiu știe. El a încălțat și știe. Nici eu nu știu, pentru că eu așa angajat locuri n-am umblat. Eu de obicei îmi place să înalt, pentru că automat se îndreaptă spatele la femeie. Noi ajungem la al 7-lea kilometru. Din Odessa! Bună dimineața! Bună dimineața, tati, cum ai dormit? Acasă am dormit bine, dar puțin. La volan ai dormit? Nu, nu-mi permit. Nu îți permiți. Dar eu am dormit foarte puțin. Așa, știți când dormi în mașină, auzi totul, simți totul, numai creierul, puțin poate să... Nu știu, se deconectează de la realitate. Acolo trebuie să achizi, pentru ca să poți parca mașina, să poți intra cu automobil, trebuie să achizi. Cât costă? 15 hrivni, da? Adică se primește undeva la cât? 9-10 lei moldovenești? Da? Chico? Da. 15 hrivni, la vreo 10, 9 lei, da. Uh-huh. Iată, vedeți, porțile costă câte un nene care, da, îți dă o chitanță, da, îți dă bilețel, un bon și tu achiți. Ca să poți intra pe teritoriu. Azi e miercuri, ia uitați-vă, piața ce plină este. Da? Toate magazinele sunt arhipline, sunt deschise, sunt arhipline. Principal că nou ce trebuie am găsit. Am luat de acum 3 coverturi, florile care am avut nevoie. Am luat numai ce pentru baie, un set. Ia. Culoare frumoasă. Da, un set pentru baie care vine lângă unitaz și pentru baie. Acolo. Mergem să acum să-l ducem la mașină. După cum vedeți, spatele nostru sunt oameni. Dar sunt foarte puțin, dar principalul că de ce noi nevoie este asta cea important, așa e? Da, și aici noi am așteptat că e mai frig, bate vântul și e rece. Da, e rece, frig. La noi era fost călduț, chiar foarte bine, fără vânt, soarele și aici un contrast așa se simte. Da, nu e departe țara de altă țară, dar e frig. Posibil că și noi azi e frig, tăticul, știi? Posibil. Poate mai frig astăzi. Așa că lăsăm mașina și mergem fuguța după jucărit și după aceea înapoi acasă fuguța. Da. Așa, punem în port bagaj. Vă arătăm ce-am cumpărat. Iată, porturi pufoase. Asta pentru dormitor, să fie deschis, pentru living și pentru odaia fetelor. Coborul e exact așa culoare, așa că se va combina. Și această culoare pentru baie. Am luat mai luminoasă, mai deschisă, deoarece în baia la noi teracota de jos este întunecată și să luminăm puțin baia. Gata? Tipo, mergem pe departe? Da. Hai să mergem. Hai, pe aici noi acum facem cercuri, pe aici ne plimbăm. Am luat mai întâi coverturi, le-am dus la mașină. Am luat acum alcovoraș, am dus la mașină. Și da? Ducem la jucării. Jucării și eu cred că noi astăzi să batem recordul și o să luăm foarte repede, tot ce-o acasă, foarte repede, nu? Da, de obicei veneam dimineața, eram înainte de 6 și plecam de aici după 12 și după 1. Uh-huh. Dar astăzi am ajuns la 7 și acum și plecăm acasă, de acum o oră.
Cred că e 8 de unde că m-am luat jumătate din cumpărături, nu? Da, e fără 10 și 8 și uite, aproape tot am luat. Da, eu cred că noi o oră maxim ea trebuie ca să alegem jucăriile, poate chiar mai repede. Și avem idei cam ce-mi trebuie, așa că luăm repede și mergem acasă. E frig aici, e vânt și e frig. Și mă merg, lumea e puțină, nu știu, poate vin mai târziu oamenii, nu știu, noi da, suntem cei mai harnici, probabil. Cu vinerea frigurilor poate vin mai târziu. Da, 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 e ca aici intrarea centrală, da, a Feții, din Odessa, 7 km, aici intrarea centrală și tot încolo e mare, mare, ca un orășel. Este ca un orășel, da. $42, e ca și să banii ucrainești, vedeți cum arată? Nu sunt mai departe și moldovenești cam, nu? Da. Așa că românești sunt calitativi să banii. Avem 8000 grivini și nu știu ce să facem cu ei. Într-un magazin poate lua ceva de mâncare, nu? Da, tot e vorba. Bucată de pâine și... Bucată să luăm. De 40 grivini? 40 grivini, înțelegeți, asta în lei moldovenești primește... La 24 lei. Și în roni îți primesc la vreo 8 roni, 6 roni pe. Da? 6 roni, uitați-vă, 6 roni, o grămadă, 6 roni. Trebuie să cheltuim, hai, provocare. Gata, mă, mică, am luat ceva, da? Am strobit cu provocarea. Ce-am rămas, i-a privit, am luat safalade, evite. Pâine tăiată, la ei se pâine tăiată, deliată, da. Și ne-au rămas încă 5 grâni. Asta e un leu de-al nostru și nu știu cât de... Da. Vreo 25 de bănuți de avioștri românești. Nu pot face nimic cu ei. Ok, nu-i gata, bani ne-am cheltuit, lucrurile am luat, o arătăm acasă. Ajungem, ducem cumpărat. Da. Da? Da. Deci vreau să ne-am Moldova. Da. Ne teleportăm din Ucraina, Moldova, tăticom. Da. Ok, 3, 4. Wow, ce de repede! Mică, stai... N-am înțeles. Dar noi nu suntem în casă. Mașină suntem abia. Nu știu. Și văd că suntem încă la Ucraina, încă la piață. Încă la Ucraina suntem. Noi vrem acasă pe canapeaua din living să ajungem. Deodată la călduț, în Moldova. Da? Da. Încercăm încă o dată. Da, hai, încă o dată. Haide. 3, 4. Wow! Wow! Wow. Iată, ne-am ajuns acasă, casa noastră iubite. Am ajuns acasă, eu propun că e foarte caldă în casă să îmbrăcăm scurtile, da. Și să vă arătăm vouă ce am procurat noi din Ucraina. Da. Acestea sunt cumpărăturile, începem din capul acesta, da? Da. Deci, aici avem două păpușele Lala Lupsi. Pentru prințesele noastre. Aceasta este cu roz ochișori. Vedeți, sunt din năsturei. Au un animalus. După cum am zis, sunt originale. Una pentru... Eu cred că acest pentru Jasmina. Asta pentru Meli. Cu roșu. Nu? Aha. O să vedem. Se vor împărăți între ele, dar mă gândesc cam așa. O să deschidem aceste păpușele pe canalul Meli Caramele. Când o să vin fetele de la școală și la grădiniță. Le arătăm lor. Și împreună cu căruciorul care o să plimbăm aceste păpușele, cred că o să le plimbe fetele mai bine, nu eu. Un cărucior, iată așa forma, nu deschidem, o să deschidem împreună cu fetițele, să vedem reacția lor, iată așa cum arată el. Culoarea tot e roz. Da, și super, foarte frumos. Și poș, e foarte bun, calitate așa de bunicioare, am uitat noi. Ea încă nu a avut așa cărucior, Melissa. Da, Melissa nu, dar foarte mult vrea, când vede în oraș la cineva, vrea foarte mult să aibă și ea. Mai departe, asta lăsăm aici și de să trecem mai departe la jucării. Avem aici încă, iată așa, un set constructor cu magnete, da? Da, da, da. Iată așa ceva, e diferite culori, lipești și faci diferite formițe, diferite figuri. Aici este magnet. Ia întrece în spate?
se menține jucărie, înțeles că se menține, o face, nu se desface ușor, trebuie să-l tragi ca să le... O să deschidem tot neapărat și să vă arătăm pe un canal, că cajas mini. După cum a spus vânzătorul de acolo, e foarte calitativ și într-adevăr, da, magnetele se țin foarte bine. Piese, da. Și o să modelăm ceva împreună, înțeles că e foarte, ceva foarte bun. Mai departe, am luat 3 jocuri de masă pentru a face videoclipuri. Avem așa un joc cu balonașe, cu doi roboței, în fel, da? Aha. O să vă arătăm totul pe canalul fetelor. Balon, bot, battle. Da, o luptă baloanelor, da? A robiților din baloane. Wow, sau... da, super. Avem așa un joc tic-tac, tongui. Cu limbuță, da? Uite, avem așa niște măști, mă gândesc eu, cu limbă și va trebui ceva să facem la viteză. Iată așa ceva. Niște cartonaje, da? Va trebui să le prindem repede. Da, noi să studiem și după aceea o să jucăm pe canalele fetelor. Și încă un joc, Don't Stop and Eat. Nu călca peste aceasta, da? Da. Aici modelez din plastelină așa ceva. O cacă. Și o pui și trebuie să faci pași cu ochii închiși, după cum îți cade pe ruletă. Și să nu calci peste caca, da? A să fie foarte vesel, să facem noi în nouă casă, a să ne jucăm și a să fie foarte interactiv. Don't step deci, făcut in it. Foarte masiv, foarte mare. Și câinele. Da, o să fie interesant, o să ne jucăm. Așa, o să ne jucăm neapărat. Aici avem covorașă pentru baie. Să deschidem. Covorașă pentru baie, ce stă lângă unitate se pune și ce stă lângă... Eu abia acum am observat că el așa merge în dungi. Foarte frumos. Da, frumos. L-am luat mai deschis, mai luminos, dar ce avem în baie, cum am zis, tracota este închisă și să o lumineze. O să o punem în baie, după ce o punem în baie, o să vă arătăm cum arată. Da, da, da. Așa, da. Acesta. Tot este pufos și el. Așa și cum ne place nouă. Da, avem 3 coverturi de pat. Una, culoarea laptelui pentru dormitorul nostru. Așa. Una culoarea portocalie pentru camera fetelor și una beige pentru living. Da, pentru această mare canapea. Da. Și acum după ce le punem, le așternem pe canapea pe pat, pe dormitor, vă arătăm și vouă cum arată. Iată așa arată canapeaua noastră din living. E foarte moale și plăcută această covertură. Și place foarte mult cum arată. Ia priviți și în combinație cu covorașul nostru nou. Eu zic că arată foarte bine. Îmi place foarte, foarte mult. Iar așa arată odaia fetelor. Foarte, foarte colorată, foarte aprinsă. Și covertura se combină foarte bine cu covorașul portocaliu. Și pernuțele se văd bine, animăluțele. Fetele cred că o să fie foarte, foarte satisfăcute când vor vedea. Și iată, așa arată dormitorul nostru cu această covertură nouă. Așa, ia priviți cum arată de aproape. E foarte pufoasă și e foarte moale. Îmi place foarte, foarte mult. Și v-aș zice eu că această covertură în Ucraina nu este scumpă deloc. Costă $16. E un preț foarte, foarte bun. Și în plus la aceasta sunt foarte, foarte multe culori. Sunt și mari, mai mici, mai mari, mai groase, sunt puțin mai scumpe. Dar nouă, acestea ne-au plăcut foarte mult și suntem foarte satisfăcuți. Sperăm că și vouă vă place. Sperăm foarte mult că v-a fost interesant să mergeți cu noi după cumpărături în Ucraina. Scrieți-ne în comentarii ce v-a plăcut vouă cel mai mult de ceea ce am cumpărat noi. Vă rugăm foarte mult să ne susțineți pe noi cu like-uri, ca noi să știm că vă plac astfel de vloguri, astfel de videoclipuri, să facem mai multe. Abonați-vă la canalul nostru, vă dorim o zi frumoasă în continuare! Pa, pa!